Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat deja din luna februarie și au fost inițiate demersurile din prima etapă de implementare. Valoarea totală a proiectului este de 166.000 de lei, din care 133.000 sunt cheltuieli eligibile. Proiectul vizează în special localitățile apropiate de fluviul Dunărea. Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești. Și ca și teritoriul propus pentru această dezvoltare este municipiul Giurgiu, bineînțeles, și localitățile aflate pe malul Dunării, Prundu, Gostinu, Slobozia, Malul Vedea, Gogăujani, Gogoșari și mergem în sus pe partea de vest a județului până la Răsuceni, iar pe partea de est mergem până la Hotarele și Herești. Un beneficiu în elaborarea strategiei pe care urmează a fi implementată este acela că această strategie se va elabora pornind de jos în sus, adică pornind de la nevoile și necesitățile și ideile potențialilor beneficiari. Deci nu ni se va spune de acolo de sus de undeva ce și cum să facem. Proiectul mai urmărește și promovarea ecoturismului în zonele cu specific pescăresc, promovarea și îmbunătățirea formării profesionale, precum și protejarea mediului.